Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră Plus! În ediția de săptămâna trecută vă spuneam despre un atac dur la adresa TV8 și a conducerii instituției lansat de mai multe persoane dubioase, portaluri de știri și armate de troli. Atacul realizat prin mai multe informații minciunoase și denigratoare pare să aibă un centru comun de coordonare. Săptămâna trecută v-am prezentat o investigație despre unul dintre protagoniștii acestui atac, fostul deputat român condamnat penal la București și care se ascunde la Chișinău de pușcărie, Cristian Rizea. Astăzi vă prezentăm o nouă anchetă despre un alt politician implicat în denigrarea TV8, președintele AUR în Moldova, Vlad Bileschi. Vedeți în investigația ce urmează ce legături există între acesta și controversatul businessman Vyacheslav Platon. Vlad Bileschi a devenit cunoscut opiniei publice de prin 2014, după ce a fondat Asociația Obștească Onirea, ODIP, ce promova intens ideea unionismului. În perioada guvernării lui Vlad Plahotniuc, asociația a devenit deosebit de vocală și vizibilă, desfășurând mai multe acțiuni de protest și activități de renovare a unor monumente istorice și a cimitirului ostașilor români din Chișinău. În aproape toate aceste acțiuni, Unirea ODIP a fost susținută de o altă asociație a combatanților Credință Patriei, condusă de fostul viceministru de interne Ghenadie Cosovan, văzut drept o persoană loială guvernării democratice de atunci. Bileschi s-a lansat în politică la 25 de ani. La alegerile parlamentare din 2019 s-a regăsit pe lista Partidului Liberal, dar nu a ajuns în fotoliul de deputat. În următorul an, tânărul politician a aderat la Alianța pentru Unirea Românilor AUR din România, iar ulterior a fost desemnat lider al formațiunii AUR în Republica Moldova și a condus blocul electoral unionist AUR la parlamentarele din vară. În campania electorală, AUR a fost acuzat că are interese obscure în Republica Moldova, iar despre Vlad Bileschi se vorbea că ar avea un rol similar cu cel jucat în trecut de Iurie Roșca, cel care a compromis mișcarea de renaștere națională. În ultima campanie electorală, acțiunile Partidului AUR au fost intens mediatizate de principalul canal de propagandă al Rusiei, portalul Sputnik. Acesta a publicat 10 de știri în care membrii AUR erau tratați fie în context pozitiv, fie în context neutru. În plină campanie electorală, presa a descoperit că Vlad Bileschi ar fi fiul unui controversat om de afaceri, apropiat lui Vyacheslav Platon pe nume Ruslan Doboș. Bărbatul a fost vicedirector financiar al companiei de asigurări Asito, iar anul trecut, după ce Platon a preluat controlul asupra Moldasig, Doboș a fost văzut de mai multe ori în incinta companiei de asigurări, fiind prezentat colectivului drept director financiar, chiar dacă oficial nu a deținut această funcție. Ruslan Doboș a fost condamnat în 2017 la 12 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine și spălare de bani, dar în 2018 a fost eliberat din închisoare după ce i-a fost redusă pedeapsa. Ulterior s-a aflat că fosta procuroră anticorupție Adriana Bețișor este bănuită de faptul că ar fi luat mită 50.000 de euro de la Doboș pentru a-i recalifica acțiunile și a-și retrage acuzațiile în dosarul aflat atunci pe rol la Curtea de Apel Chișinău. Recent, acest dosar în privința Adrianei Bețișor a fost transmis în judecată. Bețișor respinge acuzațiile. Acest dosar e o răzbunare curată, sprijinită și încurajată de însuși procurorul general. Prin fabricarea acestui dosar, care are la bază doar declarațiile unui personaj din anturajul lui Vyacheslav Platon și care sunt vădit calomnioase și false, se urmărește izolarea mea pentru a nu mi se permite dezvăluirea ilegalităților făcute de procuratură. Toată această grabă este ghidată de necesitatea de a-l scoate basma curată pe Platon de pe toate dosarele care au mai rămas la procuratură, îndeosebi de pe cele legate de companiile de asigurări. Pe ultima sută de metri mi-a fost înlăturat total ilegal avocatul pentru ca să fie posibilă expedierea cât mai urgentă a dosarului în judecată și obținerea unei sentințe de condamnare prin folosirea martorilor falși, care sunt oamenii lui Platon, precum Doboș, Lucian și alții, care la moment lucrează în interesele acestuia, a comunicat Adriana Bețișor pentru ziarul de gardă. La dezbaterile electorale de la TV8, Vlad Bileschi a negat că Ruslan Doboș i-ar fi tată biologic și a calificat informația ca fiind denigratoare. Vă este sau nu rudă Ruslan Doboș?
Absolut, este o provocare de prost gust și cu regret observ că unui tânăr de 26 de ani, într-un mod atât de ticălos și murdar, încearcă să-i se atribuie toată mizeria lumii, și Plahotniuc, și Dodon, și Șor, și omul deci, Moscovei. Ruslan Dobăș nu va este... Nu, dată. Absolut, este un fals acest articol și el nu este din România, site-ul care l-a publicat, ci din Republica Moldova și aparține unor forțe obscure. Da. Spuneți-mi, rog, în anul, când ați împlinit 18 ani, v-ați schimbat numele? Ați avut un alt nume? Nu. Bilețchi a refuzat să spună cine este tatăl său și a dat asigurări că după alegeri va prezenta probe, că informația lansată în spațiul public este un fals și va acționa în judecată pe cei care l-au distribuit, lucru care nu s-a mai întâmplat. Un extras de la cadastru făcut public de ziarul de gardă arată însă că Vlad Bilețchi este totuși fiul controversatului om de afaceri, iar anterior tânărul politician a purtat numele de Vladimir Dobăș. La începutul anilor 2000, acesta împreună cu părinții săi, Elena și cu Ruslan Dobăș, au avut viza de reședință într-un apartament din sectorul botanic al capitalei. Datele din document cu privire la anul nașterii lui Vladimir Dobăș coincid cu cele ale lui Vlad Bilețchi. Cutia Neagră Plus l-a contactat repetat pe Vlad Bilețchi pentru a-l întreba despre tatăl său, dar președintele AUR din Republica Moldova din nou a respins că ar fi fiul controversatului om de afaceri apropiat lui Veaceslav Platon. Nu există nicio relație, tot ce s-a spus în campanie electorală sunt falsuri. Dumneavoastră cunoașteți că dumnealui lucrează în companiile lui Veaceslav Platon? Eu idei n-am și se ocupă omul la care dumneavoastră vă referiți și nici nu mă interesează acest lucru. Vlad Bilețchi neagă categoric că ar avea vreo legătură cu Veaceslav Platon. Cu toate acestea, informațiile obținute de Cutia Neagră arată că experții din România care au venit la Chișinău în cadrul campaniei electorale pentru alegerile anticipate din această vară pentru a ajuta echipa AUR s-ar fi cazat în apartamente care aparțin mamei lui Veaceslav Platon, Maria Uzun. Microbuzul cu care se deplasau colegii din România ai lui Vlad Bilețchi a fost observat de mai multe ori la scara blocului de pe strada Decebal, unde erau cazați aceștia. Bilețchi afirmă că nu cunoaște unde erau cazați colegii săi din România. În campanie care m-au ajutat. S-au închiriat câteva apartamente în Chișinău. O săptămână au stat la Ciocana, o săptămână la Botanica și o săptămână în centru. Nu în locații de lux, nu. Da, cunoșteați că ei au stat cazați în apartamentele deținute de mama lui Veaceslav Platon? Serios? Mama lui Veaceslav Platon are apartamente în Chișinău? Cunoșteți că ei acolo au stat în apartamentele lui Veaceslav Platon? Vă întreb pe dumneavoastră. Eu prima dată aud despre așa ceva. Nu cred colegii mei au închiriat apartamentul la mama lui Veaceslav Platon. În 2016, Veaceslav Platon a scandalizat opinia publică după ce a declarat în cadrul unui interviu pentru ziarul de gardă că se declară unionist. Haideți să analizăm. Toți vor în UE, toți vor să trăiască bine, dar unirea cu România sub formă de federație sau sub formă de transfer a unor anumite împuterniciri astăzi este cea mai rapidă cale ca Republica Moldova să-și îmbunătățească viața. Haideți să vedem câți copii mor astăzi din cauza faptului că nu primesc ajutor medical calificat. Socotiți câți oameni mor din cauza sărăciei. Dacă putem să-i salvăm prin acțiuni concrete, rapide, oare nu trebuie să întreprindem aceste acțiuni? A declarat Veaceslav Platon. Ulterior, Platon nu a mai revenit la dezideratul Unirii. În campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din vară, Platon a fost surprins de jurnaliști la un protest organizat în fața Comisiei Electorale Centrale, discutând cu unul dintre liderii AUR din Moldova, Dorin Chirtoacă. Atunci, prezența controversatului businessman a provocat nemulțumire din partea mai multor protestatari care l-au somat să plece. Public despre Platon, Bilețchi a vorbit mereu critic, acuzându-l de mai multe infracțiuni, dar niciodată nu a fost atacat în judecată de controversatul om de afaceri. Platon este eliberat de Dodon ca să aibă un argument foarte împotriva lui Plahotniuc. Platon trebuie să stea la pușcărie, are 10 de încălcări ale legislației. La 25 de ani el deja era acționar la Molding Combank. Deja avea acțiuni de milioane de dolari și de euro. Acest om este arhicunoscut pentru atacurile Raider și combinațiile pe care le face el. Faptul că legea trebuie reformulată nu încape îndoială. Iar el este vinovat pentru foarte și foarte multe lucruri.
De la liderul AUR, Vlad Bilețchi, vom trece la câteva site-uri asociate unioniștilor din Republica Moldova, 10TV și Timpul MD. Aceste publicații au tirajat mai multe știri false despre TV8 și angajații televiziunii, citând fie postările lui Bilețchi, fie ale lui Rizea. Culmea este că, deși rețelele de socializare au fost inundate cu astfel de știri postate de cele două instituții de presă, pe site-urile 10TV și Timpul MD, nu am găsit nici măcar o știre despre TV8 sau oamenii televiziunii. Scandalul apărut în jurul TV8 a fost alimentat de câteva instituții media care au publicat constant informații denigratoare despre fețele televiziunii. Prin intermediul paginii de Facebook a canalului 10TV au fost distribuite numeroase articole, fotografii și videouri calomnioase, inclusiv toate filmulețele realizate de Vlad Bilețchi. Materialele nu se regăsesc pe site-ul oficial al televiziunii 10TV.md, au fost aruncate doar pe rețelele de socializare, unde nu există nicio reglementare. În așa fel, instituția media s-a asigurat că nu va fi penalizată de Consiliul de Presă. Noi avem în Republica Moldova mai multe, așa zis, instituții media, pentru că din moment ce există acest fenomen și există un conținut care este plasat pe site-ul oficial și oarecum pot urma consecințe, iar pe conturile din rețelele sociale se publică tot felul de mizerii și atacuri, care ulterior, în unele cazuri chiar sunt șterse foarte, foarte rapid, demonstrează că aceste pseudo-instituții media nu sunt altceva decât instrumente în mâinile unor persoane, grupuri de interese, poate politicieni sau foști politicieni. Este absolut non-profesionist să publici conținut diferit pe diferite resurse ale redacției, folosindu-se de posibilitatea să nu fie acționată în judecată. În perioada guvernării democrate despre 10TV se vorbea că ar face parte din holdingul lui Plahotniuc. În toamna anului 2018, în interiorul instituției a avut loc un mare scandal. 7 oameni și-au dat demisia după cenzurarea unei știri cu declarația unui europarlamentar german care critica dur regimul Plahotniuc-Dodon în contextul expulzării celor 7 cetățeni turci. Jurnaliștii au anunțat public atunci că părăsesc 10TV pentru că nu vor să activeze la o televiziune unde există cenzură și se interzice critica vreunui partid sau politician. Ceea ce nu se pune sub niciun dubiu este faptul că noi nu am fi acceptat niciodată o cenzură. Dovada este faptul că din momentul în care s-a început sau din care a existat prima nemulțumire și până la momentul în care ne-am ajuns forțați să plecăm la propriu, au trecut mai puțin de 2 săptămâni, pentru că am avut acea știre, a existat reacția, după asta zilnic am început să fim verificați ce fel de știri facem, dar noi oricum le dădeam fără ca să ținem cont de micile recomandări sau sfaturi care ne erau oferite. Postul de televiziune 10TV este fondat de publicația periodică Timpul de Dimineață, care aparține jurnalistului Silviu Tănase. De la eroii campaniei de denigrare a TV8 trecem la justiție. Procuratura Generală se află sub influența unui grup de interese apropiat lui Vyacheslav Platon, iar ca și rezultat, instituția a fost implicată în justiție selectivă, favorizând reprezentanții acestui grup și având o atitudine ostilă față de persoanele cercetate penal care reprezintă inamici ai grupului Platon. Acestea sunt constatările unui studiu de monitorizare a justiției selective din Republica Moldova, prezentat vineri la Chișinău. Studiul s-a bazat pe cercetarea 43 de dosare penale de rezonanță și a peste 320 de ședințe de judecată. Pentru că sunt una dintre coautoarele studiului la care am lucrat timp de un an, am decis să vă prezentăm un reportaj despre ce am descoperit că se întâmplă în cadrul Procuraturii Generale. Studiul de monitorizare a selectivității justiției din Republica Moldova, realizat de Freedom House, arată că din momentul accederii în funcția de procuror general, Alexandru Stoianoglu a avut o atitudine de favorizare a lui Vyacheslav Platon și a altor persoane vizate în dosare în care controversatul om de afaceri a avut interese. Astfel, la scurt timp după ce a preluat mandatul de șef al Procuraturii Generale, Stoianoglu a ieșit în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat că dosarul lui Vyacheslav Platon a fost falsificat în totalitate. Dosarul în privința cetățeanului Vyacheslav Platon a fost falsificat în totalitate.
Acuzarea a fost întemeiată pe aprecieri intenționat denaturate și interpretarea eronată a faptelor, care rezultau din acuzațiile în privința lui Șor. Prin urmare, cetățeanul Platon a fost absolut ilegal condamnat și respectiv ilegal este spășească pedeapsă. În baza probelor acumulate, procuratura va iniția procedura de revizuire a sentinței în primirea acestuia și va asista pe examinarea echitabilă a cauzelui, cu garantarea tuturor drepturilor procesuale ale acestuia, lucruri de care anterior a fost privat. La momentul conferinței de presă, procurorul general deja solicitase procuraturii PC Cox să examineze cererea de revizuire a sentinței de condamnare a lui Platon la 18 ani de pușcărie în cadrul dosarului furtului miliardului. Mai mult de atât, potrivit hotărârii de judecată privind revizuirea sentinței lui Platon, Stoianoglu a depus personal o cerere de suspendare a executării pedepsei lui Platon. În baza acestei cereri, controversatul businessman condamnat în dosarul furtului miliardului a fost eliberat din închisoare pe 15 iunie 2020, cu mult timp înainte ca instanța să stabilească nevinovăția lui în procedură de revizuire. Doar în cazul lui Veceslav Platon, în perioada cât și executa pedeapsa cu închisoarea, procuror general, înainte ca să se termine procesul de revizuire, a depus personal o cerere de suspendare a executării, astfel încât domnul Platon a fost eliberat din închisoare chiar înainte ca să se expună instanța de judecată. Studiul arată că timp de un an de zile, procurorul general a organizat în total 5 conferințe de presă în care s-a referit la dosare penale concrete. În 3 cazuri din 5 a fost vorba despre dosarele lui Platon, iar Alexandru Stoianoglu a insistat asupra nevinovăției acestuia și falsificarea cauzei penale. Nu ne-a fost frică să luăm o serie de decizii nepopulare, dar absolut legale. Din cauza unei crize de credibilitate față de procuratură și sistemul de drept, multe dintre aceste decizii au fost puse la îndoială de societate. Mă refer aici la revizuirea dosarului Platon, la scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor, deputaților, altor figuranți pe dosare de rezonanță. Nu doar comunicarea publică a procurorului general în privința dosarelor lui Platon indică asupra atitudinii favorabile a demnitarului față de controversatul om de afaceri. Potrivit studiului, au existat mai multe acțiuni ale procurorilor care sugerează că Platon a fost favorizat. În cazul Platon 1 de revizuire a dosarului în care el a fost condamnat la 18 ani, procuratura, după ce și procurorul general anunțase că dosarul a fost fabricat, că nu este vinovat și procurorii de caz au inițiat revizuirea respectivă și au adus în circa 25 de martori ca să susțină nevinovăția lui Platon. Deci, de fapt, asta e straniu, dar procuratura aducea martori pe care, în mod normal, ar trebui să-i aducă apărarea. Pentru că ei aduceau martori pentru a susține nevinovăția. Cine erau acești martori? Presa, iarăși, dacă ne uităm din sursele din presă, o bună parte din ei sunt prietenii lui Platon, sunt persoane din companiile care au fost implicate care puteau fi cu ușurință ei înșiși să fie învinuiți de faptul că ei au beneficiat de sumele respective prin care vizate pe episoade legate de frauda bancară. Deci ei fiind beneficiari acestor sume de bani, vă dați seama că eu nu știu dacă ei, care era gradul de obiectivitate a depozițiilor pe care le depuneau, dar... Mai mult de atât, autoarele studiului atrag atenția la rapiditatea cu care a fost examinat în instanță dosarul de revizuire a sentinței în privința lui Veceslav Platon. Timp de 6 luni au avut loc 44 de ședințe de judecată. Spre comparație, în dosarul lui Ilan Șor, în această perioadă au fost numite 29 de ședințe de judecată. Iar în dosarul de revizuire a sentinței în privința fostului premier Vlad Filat, doar 6 ședințe de judecată. Și dacă în cauza de revizuire a pedepsei aplicată lui Platon în dosarul furtului miliardului, Procuratura Generală a fost generoasă în comunicate de presă, pe un alt dosar în privința lui Veceslav Platon, în care a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani din cadrul companiei de asigurări Moldasig, Procuratura a păstrat tăcere.
De o atitudine favorabilă din partea Procuraturii Generale au avut parte mai mulți inculpați în dosare care au vreo legătură cu Veaceslav Platon. Astfel, din cele 38 de dosare pretins politice anunțate de Alexandru Stoianoglu, la început de mandat, 3 se referă la avocați care l-au apărat anterior pe Platon în judecată, Ana Ursache, Eduard Rudenco și Ion Crețu. În privința acestora, Procuratura din vremea lui Plahotniuc a fabricat mai multe dosare penale. A semnat o dispoziție prin care am dispus constituirea în cadrul Procuraturii Generale a unui grup de control și monitorizare a unor cauze penale concrete, în sarcina căruia a fost pusă evaluarea a 38 de dosare penale pretins instrumentate pe motive politice. Noi am luat la bază lista adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care au fost inclus 11 oameni, avocații Ana Ursache, Eduard Rudenco, Ion Crețu. Și magistrații judecați penal în dosarul Laundromat au reușit să scape de pedeapsă pentru complicitate la spălarea celor 22 de miliarde de dolari care au trecut prin sistemul bancar moldovenesc după ce procurorii au decis să-i scoată de sub urmărire penală. Presa a aflat pe surse despre decizia din septembrie 2020 a procurorilor de a renunța la învinuire în privința acestor magistrați implicați în spălătoria rusească. Asta deși la o solicitare de informații expediată în acea perioadă de timp de jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, procurorii au mințit că urmărirea penală pe acest capăt de acuzare mai continuă. La scurt timp, după ce procurorii și-au retras învinuirile, o parte din judecătorii din Laundromat au revenit în sistemul judecătoresc. Studiul cu privire la justiția selectivă din Republica Moldova în era lui Alexandru Stoianoglu a arătat că nu doar Veaceslav Platon și anturajul său au beneficiat de o atitudine blândă din partea procuraturii, dar și Partidul Socialiștilor în perioada în care s-a aflat la guvernare. Atitudinea binevoitoare din partea procuraturii față de reprezentanții Partidului Socialiștilor s-a văzut mai cu seamă în dosarele cu privire la finanțarea ilegală a PSRM, cunoscut ca și dosarul Bahamas, dar și în cazul Pungii Negre transmisă lui Igor Dodon de Vlad Plahotniuc. Dosar nu există învinuiți, există o investigație pe fapt, iar toți cei care puteau să fie figuranți, de fapt, sunt martori. Iarăși, ceea ce confirmă ipoteza de selectivitate favorabilă Partidului de Guvernare de la acea vreme. Există o legătură directă între Veaceslav Platon și Procuratura Generală despre justiția selectivă și despre faptul că unii sunt cumva purtați în brațe și alții invers. S-a vorbit mult și, din păcate, lucrul ăsta nu a schimbat abordarea procurorului. Cutia Neagră a încercat să obțină o reacție din partea Procuraturii Generale cu privire la constatările studiului privind selectivitatea justiției din Moldova, dar instituția nu ne-a oferit niciun comentariu.